Cristina, Okay. Elena, Da. iar microfonul închis. Să facem o sesiune de eliberare și curățare, mamei ei, Veronica. Da. Unele puncte le-am văzut înainte de sesiune și o să le discutăm pe parcurs. Da. Bun. Acum, într-un moment, iau să te ajut să te relaxezi și mai mult fizic și mental. Într-un moment, am să încep eu să număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Cu fiecare număr pe care îl spun, 10, mai adânc relaxată, și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8. Însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7. Inclusiv sunetul vocii mele te ajută. 6. Să te relaxezi și mai mult. 5. Mai adânc relaxată, mai liniștită. 4. Ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Bun. Acum, într-un moment, eu vă număr de la 1 la 3. Când o să ajung la 3, o să te conectezi cu partea sufletească a lui Veronica. 1, 2 și 3. Spune-mi dacă ai găsit-o, identifică și cere acordul. Da, văd în două scene, una mai ciudată ca o. În primul rând, deci o văd o mână bărbătească, deci venind pe umărul ei stâng, drept, drept, cum este față în față cu mine, este într-un fel de bucătărioară, văd o sobă din aceea cizmă și țipă la ea, nu se, parcă e oalată vocea să înțeleg cuvintele. M-a mor odată. Și deci o trântește pe pat. O, de fapt, nu aterizează pe pat, ci undeva lângă pat. Aoleu! Focată cu ceva. Ceva mare ca o pernă, cred. Da, nu este. Deci este ieșită o entitate din acel bărbat și din acea femeie. Sunt două persoane care locuiesc cu ea în curte sau în casă. Eu zic că e. În fine, aici nu mă pot conecta mai mult. Mă duc la scena cealaltă. Deci, este ceva ca o pădure, dar copacii sunt scunzi și uscați și este așa un semi-întuneric și arătăcește și este îmbrăcată ca o bătrână de la țară, cu un corp subțire, mic, foarte ridată, mâinile foarte crețe și are așa senzația, ai senzația că este foarte amărâtă. Parcă rătăcește așa fără drum. Și când m-am uitat la fața ei și am atins-o, deci nu are ochii, e gol acolo. Ochii sunt goi. Și zic, de ce ai făcut asta? Pentru că are ochii aici în palmă, în palma stângă. Îi ține pe amândoi și se mișcă acolo în palmă. Ochii și zice, toată viața mi-au scos ochii.
Ăștia doi. Așa mi-a zis. Și zic, cine? Și spune, ce pe care i-ai văzut dincolo, zice. Și zice, acum i-am scos eu ca să nu mai aibă ce îmi spune. Că oricum nu-mi trebuie aici. Și zic, da, dar de ce nu îți menții o formă frumoasă a sufletului, da? Că tu acum nu mai ai corp. Și zice, ba, am corp. În fine. Deci aici, acolo e o bucată prinsă în scena aia care o retrăiește iar și iar. Deci momentul n-a murit imediat acolo. A făcut un fel de șoc. A murit 2 zile mai târziu. De amărăciune și de supărare, practic. Înțelegi? Și o parte din ea o țin ăștia ca să se pocăiască, să se pocăiască, da? În scena aia. Altă parte din ea este într-o altă bolă de vis continuu, da? Este mai tânără, are vreo 60-70 de ani și împletește. Împletește ceva lung, ca un fular sau un pulover, bob de orez, dar este așa de lung încât iese pe ușă. Înțelegi? Și deci se duce și îl trage și îl pliază și când trage de el se face mic și împletește din nou. Se aude în surdină un fel de televizor, mai mic așa de la de TV, mergând parcă ar fi un film în care țipă, așa. Se aude un câine lătrând, urlând afară și se văd două, cum e ușița. Deci este și geam, parcă în partea dreaptă. O vedea invers. Știi că văd invers ca în oglindă. În partea stângă, da? Așa și ca un fel de hol. Și se văd două fețe uitându-se pe acel hol înăuntru. Ca un bătrân cu barbă și un copilaș din 1900 și așa cu acele și când îi înfășura la cap ca pe babe. Așa și deci ea aici în scena asta iarăși rătăcește, da? Este ceea ce a fugit de suflet în momentul morții și a plecat între planuri, da? Dar să știe că știe acum că este moartă și a dat seama, da? Și a dat seama pentru că a citit informațiile pe care au fost trimise, dar nu știa să le pună cap la cap. Când ne-am spus că e în 3 locuri și divizată și momentul morții a realizat că este decedată. Și zice, atunci de ce îmi plătesc eu acolo? Deci am identificat-o și am cerut voie. Da. Spune-i celelalte să nu mai sufere și să nu mai plângă, spune. Că toate au o rezolvare și fiecare are drumul lui, spune. Dacă plătește, nu plătesc pentru păcatele ei, spune, ci pentru ale mele. Deci îi spun, zic, de ce te pune să-mi plătești? Ce semnifică împletitura aia? Spune, firul vieții, viața mea, spune. La nesfârșit, păi zic, viața ta s-a sfârșit. Zice, da, acum înțeleg, dar cred că sunt toate viețile la un loc, da? Și deci merg cu forma asta de manifestare, care între timp și-au pus ochii și sunt la locul lor. Și parcă nu mai este nici așa de vârstă, bătrână la față, da, și la mâini s-a mai netezit. Este cam de vârsta de unde împletește, cam similară. Și se uită acolo și deci vede figuri pe care le recunoaște. Înțelegi ce începe să conștientizeze. Ca și cum ar fi un album de poze acum, acea împletitură, cam așa de lat, ca o spinare de pulover. Și se duce, se duce și acum se rulează singur, de la capăt, nu mai atârnă spre ușă. Și aici în partea, deci s-a dus cum ar veni lângă ea însăși. Știi, și a devenit ca ea însăși. Este gata să intre una în alta. Și i-a spus, intri, de intra să intri, dar nu mai stai în bulă, să te prindă cu totul în bulă.
Spune nu au cum, pentru că am înțeles. Deci se duce după ușă. Sunt niște unelte de astea de scobit în foc. De la de la jarul. Și o lopățică și niște așchi așa mai lungi, rezemate în colț. Și ia o așchie din aceeași. Când a luat-o în mână s-a luminat. Deci a făcut-o ca o armă. Și zice, ieși afară în fața mea, spune, care mă ții blocată în vis. Vezi? Și ce este, ce fel de ființă? Ieși o, ca o fetiță orfană, tot așa împletită, cum era capul ăla de se uita pe geam. Zic, bagă-i și pe ea doi, că-s descărnați. Spune, da, cred că i-am adus cu mine din pădurea aceea. Zic, dar ce era cu pădurea aia, cu copacii aceia și cu uscăciunea aceea? Spune că este un fel de, ca un purgatoriu a celor cu păcate, da? În care, deci, ei se plimbă și este totul uscat și pustiu ca să vadă cum se face pământul pe care au trăit din cauza lor, din cauza faptelor lor. Și zic, păi, ce, în ce purgatoriu să stai tu? Pentru că, uite, fiica ta care a mijlocit această întâlnire, mi-a spus că ai avut o viață frumoasă, că ai fost iubită de toată lumea. Spune, da, dar celelalte vieți ai uitat de împletitură, zice. Și zic, eu n-am uitat de împletitură, dar tu ar trebui să uiți de ea. Zice, cum așa? Păi viețile mele. Și zic, tocmai pentru asta, că-s viețile tale. Dacă mergem în fiecare dintre pozele care s-au țesut acolo, zic tu, ai să descoperi că în fiecare corp ai murit, da? Și din moment ce atunci când ești în corp, simți, percepi și, deci, vorbești în limbajul emoțiilor, zic, ce rost au astea când tu nu ai corp? Ele au devenit amintiri și trebuie să fie ca niște poze, nu ca niște poze vii. Ele vor fi acolo întotdeauna, în mintea asta ta adevărată pe care o ai acum. Și deci se gândește, se concentrează, parcă pâlpâie lumina care pâlpâie înăuntru lei, înțelegi, se amplifică, se lungește în tot corpul energetic, în sus și în jos, și capul lui s-a luminat, parcă are o rețea de becuri. Așa, și zice, atunci ce cu fetița asta? Deci, și fetița asta cu tupeu îi spune, ai uitat când m-ai chinuit? Zice, am venit în fața ta să vezi ce păcate ai. Și zic, adu-i și pe ceilalți doi de la geam. Este aia, este foarte sclătească această fetiță. Este descarnată. Așa. Este descarnată. Și copilul celălalt, deci fetița are în jur de 6 ani, copilul celălalt băiețel 4-5 ani, iar bătrânul este un alt soț, dintr-o altă viață. Deci niciunul nu este din aceeași viață, da? Toți par a fi foarte supărați, toți sunt părți sufletești, toți sunt atașați. Și zic, dacă te-ai plimbat prin pădurea păcatelor, zic, vezi, ți-au scos în cale ca să te reconectezi cu energia și emoțiile vieților trecute. Să te țină în umbră, să te deposedeze de energie și de conștiință până ai fi devenit din nou o marionetă, ca și suflet în mâna lor, și atunci ar fi pozat în salvator, ți-ar fi spus că te ajută și uite că fac, că dreg, că, dar și tu trebuie să pui umărul la treabă, și zic, și s-ar fi repetat povestea. Spune, da, dar m-au favorizat când am venit, de-aia am avut viață fericită, zice. Și zic, viață fericită, dar sfârșitul nu așa de bun. Spune și eu la rândul meu am greșit, da? Deci îl arată pe băiețel că este fiul care în curte cu ea. Mi-l arată, înțelegi? Și zice, este unul și același. Și eu i-am făcut rău. Și zic, atunci acum poate să arate ca un descarnat. Spune, i-au rămas părți din suflet în urmă. Și zic, atunci hai să analizăm fiecare situație în parte, da?
Haideți să vedem fetița asta care ți-a reproșat că ai chinuit-o, să vedem cum ai chinuit-o. Da. Bun, să mergem în... Da? Viața comună în care a avut-o și 3 și 2 și 1. Spunem unde suntem. Este femeie sau bărbat? Este femeie, este într-un sat din Bulgaria. Așa. Și este o femeie tare frumoasă. E blondină roșcovană, iarnă afară. Și ea este văduvă, în fine, lucrează la casele bogaților și are o fetiță. Are fetița asta, dar nu e așa de mare. Are vreo 4 ani aici în scena asta, da? I-a lăsat la fetiță, deci a făcut cald în casă și a plecat să întâlnească cu un iubit. Are vreo 30 ceva de ani. Înțelegi, a murit bărbatul într-un accident, a căzut un copac peste el. Și își continuă și femeia viața, că e tânără, da? Numai că mândruțul ei este puțin însurat și ei se întâlnesc într-o șură în spate Se pe regăsesc vreun din pe aceste asta. caractere soțul ei în această viață? Este soțul ei, Da. pentru care l-a avut în această, s-a iubit cu el, da? Iar soția de drept, cum ar veni, a acestui bărbat este fiul din curte. Așa, deci a lăsat fetița în casă, i-a făcut căldură, i-a lăsat de mâncare, i-a explicat că o să lipsească o oră, două și o să vină înapoi să se culce. Este seară, de să se întunece. Am zis, este o iarnă groaznică. Deci, adică pe jos, peste tot, este tot înghețat și ca sticla. Și cumva și viscolește, nu prea este nimeni pe drum. Dar ea nu ține cont și se duce să întâlnește cu el, face ce face acolo, se iubesc și apoi ea se scutură de fân, pleacă acasă pe drumul lui, ea pleacă acasă pe drumul ei. Când merge acasă, găsește ușa de la casă deschisă, descuiată și fetița este cam la vreo 3 metri în fața, pe potecă, este moartă, înghețată. Deci n-a ascultat și a ieșit afară. Spune, zic, cum s-a întâmplat, că zic, acum poți să vezi. Spune, crede că a auzit pe cineva strigând, un zgomot și cineva strigând și a ieșit afară. Și zice, a alunecat, a căzut, s-a lovit cumva la cap de un dâmb din acela de gheață, leșina și-a înghețat. Și zic, acum poți să analizezi să vezi dacă tu ești vinovată, da? Poate că tu, la urma urmei, zic, îți făceai și tu viața, erai tânăr, aveai și tu poftele tale, da? Și zic, ia vezi cine a strigat. Și spune, a, păi este ceva negru și urât, spune, a trecut pe uliță întâi ca un câine mare, lățos, negru și ca și cum ar fi patrulat. Un câine așa cu niște ochi umpliți ca de foc, niște urechi mari așa, lățos, înspăimântător, știi? Și zice, s-a dus până, ea stătea într-un fel de capă de uliță aici, știi? Mai erau încă două case și era o cotitură, adică era un drum înfundat. Și casele rarefiate, au microferme, au animale, nu prea s-aud vecin cu vecin, știi? Și apoi se întoarce câinele, deci au patrulat încolo și încoace, apoi se întoarce, deci iau o formă umanoidă și o strigă și pe Sonia pe nume și pe Ata. Sonia e ea, da? Și Ata e ea mică. Mă cheamă Malata, da? Îi spune Ata. Așa. Și zic, vezi cine a strigat-o? Spune,
Acela e blestemul, spune. Și se întristează și începe să plângă. Spune, tot din cauza mea s-a întâmplat asta. Și zic, de ce? Spune, bărbatul meu din această viață să-ți arăt. Știi, și face cu mâna stângă așa și... Deci, noi suntem în afară, fetița e moartă într-o scenă, într-o bulă acolo, căzută jos, drăguța, așa, într-o altă scenă. Mi-arată ca și cum aș șterge pe un geam care e murdar sau aburit și te uiți înăuntru, știi? Și vezi rotundă scena și este ea, de ce l-o bate? El o bate și bea, a suferit foarte mult cu bărbatul și s-a dus la o mașteră de asta, la o femeie și i-a zis că să-i dea haine de ale lui și să-i pună ceva în băutură, că el nu va mai bea. Și ea va fi fericită și îl va avea pe Vinoncoa, știi? Dar Vinoncoa este tocmai câinele la negru. Vinoncoa, înțelegi? Este un demoniac. Un demoniac care, până la urmă, l-a strâns de pe soț ca să stea cu ea, știi, cu femeia asta. El era cel care o stăpânea în acea, știi, ca să se ducă cu bărbați, că nu era singurul iubit. Era, cum să spun, avea ea, na, era și frumoasă. E blondină, bălan, are o față, parcă are 20 de ani. Niște ochi mari, albaștri și fața albă, e frumoasă. Niște buze frumoase, e frumoasă foc și e frumoasă la corp. Și parcă întinerește după ce moare el, da? Deci cade copacul peste el, ăla de l-a luat la muncă, a zis că de beat ce era, știi? Iar a continuat să bea, s-a oprit un pic, exact spune, după vrajă, da? Și zice că i-a făcut cum ar veni pe inelele de căsătorie, iarăși i-a făcut acea babă, știi? Și zice că i-a cerut inelul ei de căsătorie, cum ar veni. Sunt niște inele ca de fier, se coclesc, știi? Simple, că nu sunt foarte bogați, știi? Și zice, să-mi dai tu ce ai mai drag, știi? Așa i-a spus. Și a scos, îmi dai, știi? Și a zis, da. Și a scoate verigheta, inelul de căsătorie, el scoate și îl dă vrăjitoare. Dar vrăjitoarea s-a referit la fetiță. Și ea a fost de acord cu toate, da? Ea a crezut că verigheta, inelul acela, ce mai drag, a crezut că se referă la obiecte, da? Și uite, și-a dat acordul. Și acum spune, eu cum să... Cum să dezlege asta, spune. Deci, inelul acela l-a furat la cumnată, l-a furat, da? L-a luat. Pentru că este ca și cum ar fi recunoscut că este acest inel care se dă acum, iar aia, bătrâna aia cu vrajile, e cumnata. De asta a făcut acest gest. Deci a avut un flash din trecut, înțelegi? Nu că a fost hoață, dar s-a procopsit în acea clipă, s-a procopsit cum ar veni iarăși să facă acțiuni în sfera energetică acest demon, da? Ca și cum i-ar fi dat voie, i-ar fi deschis poarta. Până atunci venea și nu venea, o punea, spune, la încercări, dar atunci spune, parcă i-am deschis ușa și a intrat în casă. Ăsta o foia și o plimba, înțelegi? O foia. Pentru că ea vrea să găsească o soluție, el percepea după ea, știa că dacă se culcă și adoarme în somnele, o să încerce să se prăbușească în ea, în corpul ei, să o posede, știi? Și deci ea aparent se plimbase foia, dar a avut și flash, deși a văzut moartea la un moment dat. A spus că e o închipuire, știi, ca să o facă diavolul ăsta să se
gândească urât de copiii ei. În această viață, unde m-am uitat acum, unde ea este Sonia, așa, deci soacra ei este Nora, care stă în curte de viața asta. Parcă partea sufletească a ei, care fie vorba între noi, nu prea stă pe acasă, plecată cu sorcova, serios. Așa parcă a perceput că ea va conștientiza înainte de moarte și l-a învățat pe el cumva să o izoleze, să nu lese pe ceilalți să le spună adevărul. Și apoi conflicte au mai existat, da? Și se temea de starea de semiconștiență în care ea ar fi băguit, probabil, și ar fi spus și s-ar fi aflat multe, da? Deci asta a fost. Și zice acum ce să fac? Zic, spune-o ce să faci. Zic, o răie de la început, da? Da, Așa, de și la nu un te mai început s-a duci la făcut, da. cea vrăjitoare pentru că ai legat două suflete nevinovate. Și pe a tău, zic, în plus bonus, da? Și zic, nu te mai duci deloc. Și zice, păi o să mă omoare din bătaie. Și zic, nu-i preferabil să mor din bătaie? Mor, pur și simplu. Te doare corpul dacă ieși, ești curată. Și zic, nu mai alegi pe nimeni după tine. Și spune, atunci așa fac. Nu mă mai duc, știi? În momentul când, în seara când el dormea beat, în sfârșit avea liniște, fetița era mică, a luat-o în braț, a luat-o cu ea acolo la... Era și fetița prezentă la acel ritual, se înțelesese, știi? De asta a putut ea vrăjitoarea să prelungească, să schimbe contractul. Bani. Și deci nu se mai duce, sta acasă. Într-adevăr, peste câteva zile, cumva o bușește cu capul de o laviță și se lovește la cap, la spate și moare. Iar fetița este luată de bunicii din partea mamei. Sunt foarte amărâți, dar și că e mai bine acolo. Iar el vine și face scandal la ei. În fine, anulăm decret. Cert este că nu s-a mai îndeplinit acel contract. Și venim aici și acum, știi? Da. Și a luat acea fetiță, știi, de umeri, așa cum este. Și parcă ea a crescut, fata asta. A crescut și nu mai este așa de neagră și de întunecată și îmbrăcată, știi, peticită și... Deci a crescut, e mare și spune, am înțeles, spune. Zicea, înțelegi, mă ierți? Așa o scutură un pic. Înțelegi, mă ierți că n-am vrut? Și spune, da. Și Se ea a deschis, deschide, da. da, a deschis un portal în lumină. Și s-a dus Bine. să se curețe. Da. Se apropie de forma energetică a celui băiețel, știi? Și deci el a întors capul, a făcut ochii negri, așa, ca niște hăuri, a împins-o și a zis că eu nu te iert, spune. Și zice, știi, atunci spune, uite, nu o să te ating, nu m-am apropiat de tine, dar să știi că eu te-am iertat, spune. Din toată inima mea. Și când a spus, din toată inima mea aici, i s-a deschis așa ca un flux și curge cum ar fi sângele închegat. Toată durerea aia, toată, o vars afară acum, știi? Și zice, uite, te iert, mai zice încă o dată. Deci e mai slab fluxul, așa cum ar fi cheagurile, resturile de la urmă. Și să știi că inima ei începe să lumineze ca o stea. Acum, pentru că e eliberat, spune, durerea și mânia aia, că n-am înțeles, spune. N-am înțeles că nu facem numai cum vrem noi, ci ne spun alții cum să facem, spune. Da. Haideți să mergem în acea viață, zic eu.
unde ia chipurile la rănit pe băiețel, da? Să mergem să vedem în acea viață și 3 și 2 și 1. Da? Da. Deci, văd că are un soț, nu este soțul din viața asta, este un alt soț și are doi copii, fetița și băiețelul, adică o fetiță și băiețelul, da? Așa. Și pe fetiță nu o regăsim. A fost mama ei în această viață. Și parcă aleargă, nu știu, spre niște dealuri, pietroase așa, spre niște munți și împinge copiii, se împiedică, cad pe jos, mici copii. Deci ăsta are vreo 4 ani și ceva, băiețelul, iar fetița este un pic mai răsărită. Are vreo 7 ani, le-s hainele grele și are o desagă și deci și un băț în mâna și îl mânuiește să se sprijine că să pietre de pe măsură ce urcă povărnișul ăla, vegetația se rărește. Sunt mai niște jnepi de ăștia joși. Și deci ei vor să ajungă la o gaură, la o stâncă, să se ascundă. Și deci fetița strigă, dar tata nu vine. Să vină tata și deci are ecou strigutul ăla. Și ea se duce și îi pune mâna la gură și spune, taci că suntem urmăriți. Vine și el apoi, da? Bun, ajunge acolo la o... Intră la un fel de deschidere. Pare a fi așa ca din șisturi făcută piatra, știi, ca și cum ar curge și periculoasă strecoară abia în cap pe ea, copii în cap mai bine. Dar aici, după ce merg pe un drum destul de accidentat, ea are o lumânare și le luminează calea. Nu suport ca de alarmă, așa o ține pe groasă lumânare albă. Și deci după urcă sunt niște culoare, dacă le putem spune așa. Deci ajung într-un loc luminat și într-o părticică se vede cerul cu stelele, adică este deschisă, are aerisire. E foarte mare locul ăsta, numai în mijloc poți să stai în picioare, restul e oblic așa, să oblici pereții, dar are mușchi pe jos și e o temperatură plăcută și are și un pârâiaș, vine de undeva de sus și curge. Deci au apă și ea scoate din desaga aceea pe care a tărit-o în spate niște pături, niște chestii împletite. Așa, a pus lumânarea în mijloc și a scos mâncare, niște brânză uscată, văd că le dă și cred că sunt cartofi copți. Și deci le dă la copii de mâncare, știi? Și zice că să mănânce, ea nu mănâncă, să mănânce până vine tatăl. La care fetița întreabă, dar ce a făcut tatăl rău? De ce a trebuit să plecăm, să lăsăm tot? Și spune, lasă că o să spună el când vine, știi? Până la urmă ei adorm, copiii învelește bine, ei este cam rece, a folosit tot ceea ce avea în desagă, inclusiv desaga le-a pus-o la picioare, cât tot de lână, așa țesută. Așa. De data asta este undeva în Cehia. Și zice, eu îl aștept, dar ațipește, lumânarea se topește, se stinge chiar, așa, pentru că picură și picură prin gaura aceea. Așa, dar ea a țipit, cam n-a țipit de frig, e foarte obosită. Și toată l-așteaptă pe el să ajungă și el, pentru că știe exact, au mai fost aici. Au fost, cum să spun, ca niște drumeții, da? Dar e un loc mai secret. Nu prea știe toată lumea de peștera asta.
dat fi și intrarea dificilă și ei l-au păstrat cumva secret. Deci se trezește în zorii zilei când luminează soarele, dar el n-a venit. Și deci lasă, hrănește iar copii, se spală un pic, îi trimite cumva să ducă undeva mai în afară să-și facă nevoile, înțelegi? Îi clătește, îi spală, le dă de mâncare și spune să o aștepte aici. Și ea ia hotărârea, deci își ia un pic de apă într-un fel de ploscă de pe ele. Așa, din răușorul acela și se are un fust așa și niște opinci. Cum purtau țăranii, în fine. Dar nu este învățată cu haine de astea și mâinile ei sunt fine. Nu sunt de femeie de la țară care muncește pătătorite. Ele sunt fine. Pare a fi o doamnă și deghizată cumva, cred, în hainele astea. Și apoi păturicile alea de lână pe care le avea în desag, așa, moi și mătăsoase, sunt lucruri scumpe, în fine. Se duce pe coboară până aproape de sat și îl găsește pe el căzut cu fața în pământ, mort. Are sânge la gură, își dă seama că ca și cum l-ar fi călcat cu cai, așa deduce ea. Urlă, bate cu pumnii în pământ, până la urmă nu știe ce să facă. Să-l târie, să-l îngroape, n-are cu ce săpa. Este cu tremur, sau ea simte ca un cutremur, și se uite spre povârnire, spre munte, unde copiii strigă, îl lasă pe el mort, încearcă să alerge, alunecă pietrele, este ca o alunecare de teren, înțelegi? Fetița îi reușește să iasă, este accidentată, o lovește o piatră la picioare, dar e lovită, dar reușește să iasă, dar copilul moare acolo. Adică se surpă, nu mai are pe unde să intre, se surpă peste el. Și spune, nu-l mai căuta, că l-am văzut murind. Ea nu o ascultă, încearcă să se urce pe deasupra, să urcă până sus, până unde se vedea cerul cu stele și soarele a doua zi. Și tot încercând să coboare, cade peste el și moare și ea. Mai târziu, fetița moare sfâșiată de animale, de un lup mare, iarăși un lup mare negru, deci toți morți. Și spune că dacă nu-l lăsa singur, în acea viață el nu murea. Trăia și dacă nu-l tăra cu ea. Deci, ei sunt dintr-o familie bună, da? Da. Așa, la un moment dat, deci, el, să spunem, este trăiesc foarte bine, au un conacel frumos în afara orașului, la țară, dar este atras în ceva ca un fel de cult. Religios sau de ce tip? Nu este religios. Ai, este o religie, dar nu religia la care spunem noi religie, ideea întoarsă. Deci adora un zeu, înțelegi? Un zeu care spune, schimbă mersul lucrurilor și face, o să facă lumea mai bine. Un zeu dintre cei vechi, da? Un fel de Baphomet este, în fine. Și deci, la început, când fac adunările, sunt mai bărbați tineri și din familii bune, da? Mi fac niște savaturi, niște adunări acolo, nu-i se pare nimic de șuchiat, da? Poate un dans, așa, cam tribal, știi, în jurul focului și flăcările alea care alcătuiesc ca forma demonului și el spune la ceilalți, nu vedeți că aici un foc este un demon și ceilalți mai vechi, că sunt mai vechi.
spune-ți se pare, știi? Sunt niște conducători. Dar în momentul când începă sacrificiile și băiețelul lui este cerut drept sacrificiu, așa, deci el se rupe de la primul sacrificiu, nu vrea să facă parte, bărbatul ăsta, din secta asta. Spune că eu mă dau deoparte. Dar îl opresc doi, deci au niște mantii așa, care pe din afară sunt negre, pe dinăuntru scăptușite cu mătase roșii, o glugă așa țucuiată, dar stă în sus tare, deci cumva căptușită și în părți, știi, deci sunt două coarne roșii, știi, pe acea glugă și nu par a fi în regulă, a fi tocmai oameni acești conducători. Și spune, dar tu nu poți să pleci pentru că ai jurat cu sânge și spui secretele la alții, spune, nu poți să pleci nici tu, nici familia ta. Și dă un răgaz de gândire de 10 zile, știi? Și spune că în cazul în care vei pleca, vă vom sacrifica pe toți, înainte de a apuca voi să spuneți ceva, spune. Spune, asta este un zeu gelos. Nu acceptă să-i se spună secretele și este gata să-ți împărtășească cunoașterea și cunoașterea lui să ai succes în viață. Și mai mult spune și tu vrei să-i spui secretele în afară. Spune, toate pe lume au un preț, da? Toate se plătesc, spune. Ce este? Spune, un corp este numai un corp. Dar și că sufletul este nemuritor, spune. Și zice, nu pot să fac așa ceva și nici nu pot să iau parte la așa ceva. Și De contează, da? după ce îi sacrifică, îi mănâncă. Toți sunt copii la 4-5 ani de sex bărbătesc. Ca să nu mai spun ce face cu organele sexuale. În fin, bineînțeles că el își dă seama de ororile care urmează și vrea să se rupă. Și deci el pleacă, dar este monitorizat, este urmărit. Sunt niște călăresc ca niște umbre care para se duce undeva. Deghizați, ba neguțători, para se plimba, dar se plimba ca niște umbre. Pentru că nu este singurul care a renunțat. Și atunci el îi spune ei. Deci întâi se duce el și ia lucrurile mai de preț de prin casă. Ce au bijuterii, înțelegi? Da. Bani de aur, de argintă, argintărie, furculițe, linguri, deci tacâmuri, cum ar veni, niște rame de fotografii, adună cam tot din casă și se duce și le îngroapă acolo, în apropierea, așa, ca să aibă, știi, din când în când. Adică să vină, să vândă câte ceva și să trăiască până pot fugi mai departe. Dar n-a apucat bine să le îngroape, că ei ăștia au înțeles, fiind monitorizat, da? Și asta a fost. De asta fugeau. I-a spus ei adevărul. I-a spus, uite, știi, când mă duceam, nu era o organizație politică, i-a zis că este. Este așa și așa și eu n-am putut să fac una ca asta și acum ei mă urmăresc și ne vor sacrifica și copii și ne vor sacrifica și pe noi. Bun. Deci, băiețelul acum a înțeles toate Da. astea. Deci aprinde o ciudă împotriva acelei părți sufletești care a fost tată. Că zice că dacă el aderea, nu-i băga în porcările. Să fugă și să moară, că l-ai vinovat. Acum treaba lor, deci a văzut clar că practic acel om a încercat să-și salveze familia, da? Da. Când era în tatălui, da? Că dacă nu-i păsa, pur și simplu îl sacrifica și basta. Și avea putere și își vindea sufletul de tot și toate așa. Numai el nu mai era, da? Dacă nu înțelege acum ciubucului. Cert este că a înțeles acest suflet și o iartă, știi? Deci Da, o vrea iartă. să deschidă un portal în lumină, să meargă în lumină. Să meargă să se curețe, nu vrea, că se duce la sufletul lui care Da. este în corp și... Da, să meargă să curețe, da. Da, nu... Spune că se duce la el acasă, adică în corp.
acolo, lângă partea din corp. Cert este că s-a produs iertarea între ei. Și asta este un lucru foarte bun. Deci ea oricum l-a iertat, da? I-a gâlgâit inima de atâtea ori. Acum a iertat-o și el pe ea. A înțeles toate astea, da? Bun, foarte bine. Să revenim aici acum, să continuăm. Da? Ce alte? Da? Aș vrea, stai așa, aș vrea să smulte, că e descarnată. Stau cu ciurta, cu turma stau să o Să-și apuce. facă declarațiile la ONU, Stai un da? pic, stai un pic, aveam o chestie de lămurit aici, așa, și anume a spus la un moment dat că ea a fost favorizată, da? În primul rând, deci vine cu o conexiune cu acel demon, putea să-i spune și Horus, că tot aia e, numai că n-are formă egipteană, da? Dacă e să o lungești așa, deci Horus, care, deci ochiul simbolului Horus, care este judecata supremă, da? Cel care decide dacă lumea continuă sau nu, înțelegi? Un ochi albastru și unul galben, pentru că semnifică sufletele cu lumina albastră din lumea cu plus și galbenul cu lumea de minus, da? Acum, dacă punem inul și yangul lângă simbolul lui Horus, practic tot acolo duce, da? Pentru că, deci, nici nu știi care-i fără ochi și care-i cu ochi din in și yang, că sunt combinate amândouă. Până la urmă, deci, simbolurile se aduc spre viața însă și resetarea, spre experiențele ciclice, da? Adică te naști, crești, trăiești, mori, apoi revii. Asta, deci, simbolurile astea ciclice țin sufletele în cercul acesta, știi? Deci asta am, aici am vrut să... Deci ea era prinsă prin legătura cu acest demon care se numește Belzait. Așa, deci era prinsă în întrupările ciclice cu purgatoriu, iertarea păcatelor și preluări din nou, ispita, binele și răul, știi? În sistemul ăsta de încarnări ciclice, cam mai toți era prinsă și a înțeles și nu vrea să mai aibă legături, știi, cu acest demon. Oricum s-a detașat. Pare să că rasa lor a mai avut de-a face cu ea de câteva ori, dar a zis că a fost favorizată cumva, da? A fost favorizată când a venit în viața asta, da? Și într-adevăr să știi că, deci a spus că va fi fericită, o va iubi soțul, va avea copii reușiți, dar i-a dat karma cu fiul din curte și i-a spus că atâta că ei vor fi în felul lor, dar nu se va putea bucura. Asta e sacrificiul. Deci, într-adevăr, așa cum a bănuit fata, există o karmă, da? Și cumva, deci, uite, pentru că acum intervenim, sunt acele părți când suntem în corpul fizic, da? Și Da. tot ceea ce preluăm de cine este apropiat, se preiau și programe. Da, într-adevăr, că trei dintre copiii au avut acest program de depărtare de parteneri de viață, da? Și cât despre plecatul în altă țară, este iarăși un program pe care el transmite pentru că atunci când cu peștera ei vreau să fugă într-o altă țară, da? Erau undeva la... Unde este Irakul de astăzi, știi? În zona aceea, știi? În plină de mister și de secte și de cum era pe acele vremuri, da? Deci astea toate au fost preluate, dar nu ca niște karme per total continuă, ci ca niște programe ca un arhetip familial, da? Acum ai înțelege și deci suntem în momentul când se întrupează, practic, în trecut, pentru această viață și deci se întoarce, este un glugos lângă ea, fără față, Da.
Așa. Și spune că, uite, intră acolo. Să intre pe tubul ăla de lumină. Pe pâlnea aceea. Du-te. Du-te, du-te, că e... a venit timpul, îi spune. Și ea se întoarce spre el, știi? Și spune, eu de dus mă duc, că viața aceea e încheiată, spune, dacă te uiți mai bine. Deja am ieșit din ea, zice, dar condițiile care le influențează pe ceilalți nu ți le mai accept. Spune, pentru că este un abuz, iar tu mă pui să fac abuzuri, să fac lucrări asupra sufletelor care sunt în jurul meu. Știi, și de aceea pleacă, dar în loc să o ia în sus, să ducă așa, deci se duce în jos, înțelegi? Și deci intră în trup și curăță tot ce a fost pe ultima viață, toate programele astea care le-a dat, da? Ca și cum i-ar fi adunat pe toți în față și le scoate șuviți așa. Cum e la Evantai, că te duci și tragi numai de un set de alea, știi, și nu de tot Evantai în sine. Și desface și curăță, da? Bun. Să vedem unele puncte. Da. Bun, acest lucru am spus că supărarea cea mai mare a fost legată de fiul și Nora și de neînțelegeri dintre ei. Ei s-o cauză ezoterică, un blestem de neam sau vrăși făcute astfel încât să fie nefericită din cauza copiilor. Mai am discutat. Da. Și următorul, are o legătură aceasta cu supărarea noastră a fetelor, toate de către soți și îndepărtarea de casele noastre, așa credea. Da, sunt programele părților pe care le-au preluat copiii, da, de la ea. Deci ea practic a plecat din această viață, a și venit, a și plecat. Deci încolo se recrea o karmă nouă, deci variațiuni pe aceeași temă, da? O karmă care ar fi ținut alte 9 vieți. Înțelegi? În care erau prinși toți. Copiii toți. Mai mult decât atât, ea îi trimitea idei lui că să moară înainte, înțelegi? Ca și cum l-a grăbit entitatea, îi șoptea că să moară, să se întâlnească dincolo. Acum îl vede râzând de lumină și este așa de bucuroasă. Spune, acum îl percep ce luminos este și doar mi s-a mai arătat, spune, și ea cu percepția ei credea că e un fel de sfânt care o așteaptă că se mântuie, știi? Azi îl vedea așa de luminos dacă toată viața, vezi, arhetipul omului este că ce este luminos și asta sfânt sau îngerea, nu l-am de crem. De ce nu am putut găsi o femeie stabilă să aibă grijă de ea în ultimii 3 ani, deși nu era la pas și era ușor de îngrijit? Pentru că le speria arătarea aia. Bubu ăsta. Adică, nu știu, le inducea stări neplăcute și gânduri. Fiind serios, nu era niciun care să fie conștient și să... Tocmai ca să ajungă în pragul karmei acelea de aia. Boala ei a fost una ciudată, nu putea sta liniștit deloc, continuu, trebuia să meargă zi și noapte, ce anume nu lăsa în pace și acest lucru l-am văzut. Da, faptul că încerca să intre și atunci el plimba, îl ducea departe, să se sacrifica pe sine, cum ar veni, să nu intre la ceilalți, în ceilalți, în lucrurile lor, dar nici în ea nu vrea să-l primească. Și acum o întreb eu pe partea asta sufletească. Zic, unde e Dumnezeu la care v-ați rugat toată viața asta? În toate astea. Retrospectiv, când vezi toate astea, zic, ce simți față de acel Dumnezeu mincinos și fals? Și spune, nu mai simt nimic, nici măcar. Spune că îl compătimește pentru că
S-a închis și nu o să mai știe cum e să ai o emoție adevărată, să iubești cu adevărat, spune. În fond și la urma urmei, spune, noi suferim, trecem prin multe, prin situații de nedescris, dar suntem vii, adică vii emoțional se referă. Da. Bun. Să începem curățarea finală. În primul rând, să-și facă declarațiile, da? Următorul punct, oricum, este acel punct, winner-ul, care l-am văzut. Eu zic să înceapă prin a anula toate numele de pe pietrele de Da. mormânt din orice timp, Din orice, spațiu sau loc, da? Și forme de manifestare, da? să-și retragă tot, ADN-ul terestru, ADN-ul non-terestru, eteric, să le curețe și să le Da, pe toți cealaltă fotonii, tot ce a largă. lăsat în toate Da, corpurile. da, da. Bun. Așa. Să anuleze toate faptele nebenefice care le-a făcut în toate viețile și formele de manifestare. Și să curețe energetic Da. locurile, da. Parcă se duce și în acea pădure pe care am văzut-o. Pare că este tot o amintire din străvechi. Deci a făcut foc acolo și a luat pădurea foc atunci. Și animalele au fugit speriate, știi? Care au ars, care o porțiune de pădure dintr-un loc. Nu știu, pare a fi a avut foarte multe vieți în Europa. Da, 38 de vieți, spune, a avut în Europa. N-a avut foarte multe experiențe, Peter. A avut 122 de experiențe, dar a avut vieți și pe alte planete, cu corp fizic și tot a lucrat în niște uzine, la niște utilaje ca robi ținuți prin buncăre, prin multe întrupări a avut. Cred că este o parte sufletească rebelă, da? Acum și-a luat forma energetică, da? Și deci are o siluetă așa ca de femeie suplă, înaltă și un veșmânt așa liliachiu, frumos, parcă făcut din mai multe straturi și cu lumină. Și luminează așa dinăuntru în afară și lăbuțele de la picioare fine, așa înguste și lungi și cu degete frumoase. E tare fină și frumoasă. Și se numește Seid. Seyd, ca nume de Da. spirit. Zice că planeta de pe care vine nu mai există. Este de marginea sistemului Lebedei, de acolo, și se chema Mai N O O K. Minoc, dar lungești toate literele. Și zice că ea făcea parte din poporul lui Kepteira. Eptera era o căpităneasă feminină, da? Așa, care a îndrăznit să ia contact cu alte entități și civilizații și să aducă meșteșugurile, da? Seamănă Anunnaki pe Terra, treaba asta, știi? Într-adevăr, după aia a fost contaminată și distrusă planeta. Deci, spune, dacă eu simt atâta. Sau zic, nu, tu nu mai simți nimic că n-ai corp. Și zice, bun, mă corectez, zice, dacă am simțit atâta vinovăție pentru faptele care le-am făcut individual asupra câteva suflete. Spune, gândește-te ce a adus, ce o fi cu căpităneasa lor, cu Cheptera, da? Că a distrus, practic, a dus la distrugerea planetei până la urmă, din aproape în aproape, da? Și zic, Bun. poți să te uiți după acel suflet, să vezi unde este, dacă ești curioasă. Și spune că este în ceea ce am numit, dacă ar avea un corp fizic, talpa iadului. Și zic, tu poți să-i transmiți informație, da? Că poate și ea a avut
interferențe și n-am făcut de capul ei sau cu răutate, spune, niciodată n-am perceput că a făcut cu răutate. Erau feministe, înțelegi, într-o societate de oarecum ca un semisclavagism, știi, sub talpa masculului și aici. Adică istoria se repetă peste tot, în toate locurile, cum ar veni. Și spune că în momentul când lucrurile au mers din ce în ce mai prost, se dădeau bani și alimente, cum ar veni, că se termina, nu se mai facea nimic de afară, pustia, nu mai curgeau râurile, în fine. Și deci era din ce în ce mai pentru bani și alimente. Erau niște femei care se duceau și lucrau în laboratoarele, lua, zice, într-o altă parte a planetei, dar de fapt le lua cu niște nave și le ducea în altă parte. Și a fost una dintre cele care s-au sacrificat pentru neamul lor, da? Cu mâncarea pe care i-a dat-o drept troc, drept plată, că ea s-a dus ca să fie cercetată, operată, hibridată și așa mai departe și a întreținut câtva timp o familie de 12 înși în spate, frasuror cu copii, mama, tată și așa mai departe. Și zice, nu-mi pare rău deloc că am făcut acest sacrificiu, spune, dacă de fiecare dată când m-aș afla în fața acestei situații, aș face la fel să-i salvez, spune. Și spune, până la urmă trebuie să avem curajul și răspunderea faptelor noastre, spune. A ceea ce am făcut, a ceea ce n-am făcut, a ceea ce am fi putut să facem mai mult, poate nu ne-a dat în gând, poate n-am vrut și am fost comozi câteodată. Dar spune, totul este un cumul de experiențe. Și dacă îndepărtăm, adică ca și cum aș șterge cu un burete, știi, durerile și ceea ce așa și am spus, adună-le pe toate acum, toate emoțiile din toate viețile, transformă-le în informații și du-le în oceanul conștiinței colective. Acolo el este loc. Și de la entități și de peste tot. Și ștergeți toate amprentele energetice din toate locurile să... Zic, da, chiar dacă te-ar găsi, zice că merge într-un loc nou, dar o să se afle o vreme la vindecare, da? Bun. Da, să-și facă și declarațiile. Da, se Da, spune să că anulează. anuleze toate contractele, promisiunile, permisiunile făcute cu voia sau fără voia și știința ei, din toate locurile, spațiile și timpurile și din afara lor, cu orice tip de ființă, de înaltă sau de joasă vibrație, din toate formele ei de manifestare, s-ar de să anuleze acum. Da? Să anuleze toate ritualele de orice tip și cele religioase, făcute iarăși cu voia sau fără voia și științei, cu orice tip de entitate de înaltă sau de joasă vibrație, făcute de ea asupra altora, de alții asupra ei, sau la care a participat, da? Din toate Conștient locurile, sau inconștient. inconștient, din toate locurile, spațiile și timpului și din afara lor, și să dea informații la toate sufletele care au fost prinse sau sunt în aceste ritualuri. Și linile genetice spune. Da, să mergem și la Yes. linii genetice atunci, să verificăm. Mi le arată Da? de aici și deci sunt ca niște spori de mucigani. Așa arată și ca Da, și să cum curețe ar fi tot. retezat, Da. da? Ar fi îndepărtat cu un cureț de mucegai ceva exact, un fruct, o legumă rădăcinoasă, așa și, deci, l-a ars. Spune să știți și voi, adică transmite informații că se ard rădăcinile de la ea spre cei care sunt prinse, da? Și uite, deci și aici sunt 39 de suflete care vor conștientiza prin Bine, această da. acțiune. Câtuși de puțin, tot vor conștientiza. Bun. Să-și ia linia ei genetică originară sau smulgă, să o ducă în sursă, pentru acum nu mai este în experiență și nu-i mai Deci trebuie. dacă spun că s-a băgat în ea ca într-un Da. vehicul, așa și da, matricea ei originară este în sursă, dar cu matricea originală ei au fondat-o în lumea celor fără de
care nu mai au loc, planete, înțelegi? Și care practic, deci, pun umărul la transmiterea informației. Întâi se vindecă, asta să fie clar. Se vindecă. Așa. Și spune că este foarte bine, este în lumină și spune că o iubește pe fiica ei care este cu noi în Skype și iubește pe toți, spune. Spune, iubiți-vă pentru că de asta am venit aici. Spune să simțim iubirea în toate formele ei. Și dacă ne-am urât vreodată și ne-am condamnat unii pe ceilalți, spune, totul este să găsim punctul acela de liniște, de echilibru și să încercăm să lăsăm toate în urmă, spune. Toate în urmă, spune. Nu știi niciodată ce ai făcut la altul, nu trebuie, spune. Nu condamna pe nimeni, spune. Fii tu însă și iartă-te pe tine și iartă-te pe toți, pentru că așa poți să fii mai ușoară energetic, știi? Bun. Acum o să o chemăm partea sufletească, Da. pentru că este curățată, o să-și retragă abundența benefică de Din peste toate, tot, da, din toate așa locurile, spațiile, să timpurile. anuleze toate numele omenești și tot ceea ce o leagă, Da. semnături, hârtii, tot ceea ce ar lega-o de planul terestru, practic nu mai este, ea nu mai este cea care a fost în viață, da? Este un suflet liber, complet liber, da? Deci a dezbrăcat multe haine, mulți de sine venind Elena, da? Deci a lăsat acolo lângă corpul fizic o haină destul de grea energetic. E blomarin, are niște energii grena prin ea, niște emoții roșii în dreptul stomacului. Deci ea i-a spus mama să dezbrace acea haină, să o lese, să o artă, că își face alte corpuri energetice. Spune din ce în ce mai înalt. Ca și cum iese din unul gălbui și îl lasă și pe ăla și se arde. Și intră în unul și mai translucid, și mai transparent și a ajuns aici, s-a îmbrățișat. Și zice, cum pot să te mai revăd? Și i-a pus așa degetul la buze și i-a spus, doar ai auzit că întâi am și eu treburile mele. Sunt la vindecare, spune. Spune, dacă tu te gândești și arată cum să deschidă canal de la inimă la inimă. Nu din cap, spune, nu cu gândul de aici, din cap, din minte, ci aici cu sufletul, spune. Să știi că eu știu, spune, că te gândești la mine, da? Și zice, iartă și pe cei, lasă-i să-și trăiască viața lor, așa cum se spune. Lasă-i să-și trăiască, că într-o zi își va scoate el dunga neagră și va afla. Da. Bun. Și acum să meargă să se deconecteze, să mulțumesc la tot spiritul necontaminat al mamei Terra. Da. Da, Cu și spiritul de... necontaminat al apelor o să rămână conectată pentru că este și Da. în alte locuri, da? Da, aici ca și cum ar lua semnătura apei cu ea. Și ci că cam toți trebuie să luăm semnătura apei. Că pe unde ne vom duce dacă vom avea o formă cât de cât semifizică, spune apa este importantă. Iar dacă nu este un bun transmițător, ca și cum te-ar ajuta să faci portalul să le purifice energia asta. Așa. Acum și au rămas bun, se salută. Da. Bun. Mai vrem o informație, o să închid și înregistrarea aici. Da.